Un bărbat din județul Dolj, care fusese condamnat la închisoare, a fost ridicat de polițiști din locuința concubinei din județul Gorj. Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru o perioadă de 6 luni, emis de Judecătoria Craiova pe numele unui bărbat de 43 de ani din comuna Unirea, județul Dolj, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, având suspendat acest drept. Bărbatul a fost identificat acasă la iubita lui din municipiul Târgu Jiu și a fost dus la penitenciar.